Prima în campionat, FCSB e ultima din România care revine la antrenamente. Vedetele lui Haralambos sunt încă în vacanță. Coman, Băluță și Chiricheș s-au reunit pe plajă în Dubai alături de capitanul național. Coman, Băluță și Chiricheș își petrec împreună vacanța de iarnă alături de familii. Vedetele de la FCSB sunt și alături de Stanciu și s-au pozat în Dubai cu un mic șeic. Accidentat la finalul verii, Chiricheș speră să revină cât mai repede pe teren. Poate reveni la cel mai înalt nivel? Normal că poate. Acum, na, e frustrant. Eu știu ce trece, că am fost în momente similare mult timp și mai ales la problemele musculare, ajung să spui tot felul de întrebări, că nu știi de ce se întâmplă. Al Hassan și Luis Felipe sunt transferurile făcute de FCSB în această iarnă. Mă așteptam să facă transferuri defensivă, unde au probleme, și în atac, unde din nou sunt probleme. Cu toate că forma lui Florinel Coman este foarte bună, dar cred că acolo trebuia întărită echipa, da, sigur, strategia lor.